800 de reprezentanți din 14 țări participă în aceste zile la cea de-a 8-a ediție a Forumului Anual al Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. La dezbateri sunt prezenți înalți oficiali europeni, demnitari din statele SUERD, dar și reprezentanți ai instituțiilor europene. Cu toții încearcă să găsească strategii care să facă fluviul Dunărea și mai prosper, din punct de vedere economic sau social. And I also see in this room a lot of stakeholders, which sometimes are not taken. Văd în această sală numeroși oameni interesați care uneori nu sunt luați în considerare la potențialul lor adevărat. Sunt oameni care lucrează în proiectele Dunării. Mă refer la primari și la alte persoane care știu cel mai bine cu ce probleme se confruntă. Vă sfătuiesc să căutați programe în plus care să genereze locuri de muncă, inovație și o creștere inteligentă, sustenabilă. Look out for other programs which generate jobs, innovation and smart and sustainable growth. În cadrul forumului sunt promovate o serie de teme de interes pentru dezvoltarea durabilă a regiunii dunărene, cum ar fi îmbunătățirea mobilității prin căi navigabile, legături rutiere sau feroviare. Se încurajează și energiile durabile, respectiv promovarea culturii și a turismului. Strategiile implementate trebuie să fie revigorate și să devină mai eficiente. Ele trebuie să fie mai bine corelate cu politicile Uniunii Europene. Vrem să găsim o dezvoltare sustenabilă care să-i ajute pe toți cetățenii statelor membre. Putem reuși asta creând competiție și reducând lipsurile în dezvoltare. Trebuie să promovăm conectivitatea, digitalizarea și să stimulăm antreprenoriatul și politica industrială europeană. Evenimentul constituie și o bună ocazie de a promova proiectele cu impact regional, în care România are un rol esențial. Din acest punct de vedere, la Palatul Parlamentului este prezentată și caravana inițiată de televiziunea publică prin TVR Cluj și celelalte studiouri teritoriale, intitulată România Continuă, Proiect Dunărea. Mass media, dumneavoastră, televiziunea română care aduc în atenția publică acest eveniment sunt foarte importante. Cred că trebuie la aceeași masă să vorbim și să vedem câteva lucruri concrete care să se plieze pe realitățile din toate țările riverane Dunării. Vă invit în continuare să urmăriți câteva imagini despre caravană și realizările ei de până acum, cu precizarea că acest proiect a debutat în luna iunie, urmând să continue în mai multe localități dunărene pe parcursul președinției României la SUER. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră dacă spun că efortul televiziunii regionale Cluj este de plin lăudabil. Jurnaliștii postului public au realizat o serie de emisiuni și reportaje speciale din câteva puncte cheie dunărene, prin care au promovat importanța Dunării, supranumită coloana vertebrală a Europei. Bun găsit, dragi telespectatori, bun găsit, dragi prieteni! Vedeți aceste imagini superbe, ne aflăm la actuală regională ediție, mai mult decât specială. Caravana România Continuă a demarat în cel mai special loc al orașului Galați și anume pe faleză. Mai precis, pe nava Tudor Vladimirescu, considerată cea mai veche navă cu zbaturi din lume, aflată în funcțiune. Pe puntea acestui vapor, încărcat de istorie, s-au desfășurat discuțiile ce au avut în prim plan fluviul unic numit Dunărea. Mă emoționează Dunărea, dacă pot să spun așa metaforic, și pentru că a dăruit României cea mai lungă graniță pe care a putut-o dărui uneia din țările prin care trece. Vreau să spun telespectatorilor, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării este o strategie macro-regională, adică privește o regiune cu aceleași caracteristici geografice care pot fi angrenate în proiecte comune. În trei zile s-a scris doar o mică parte a poveștii noastre, care va continua în orașele Giurgiu, Bechet, Drobeta, Turnu Severin și Cladovo.